Viața este roz chiar și după divorț pentru cea mai cunoscută blondă a României, Bianca, rebotezată Drăgușanu. Acum 24 de ore a mărturisit că nu i-a fost ușor, dar că deja și-a revenit. Ba chiar s-a tratat cu o sesiune de shopping după despărțirea oficială de Victor. Acum când eu credeam mai mult în dragoste. Bianca a fost cea mai tristă zi din viața ta. E o zi importantă pentru tine, de ce alegi? Ieri nu a răspuns, astăzi însă a făcut-o. Bianca Drăgușanu pare că a lăsat deja în urmă totul. Căsnicia, regretele, dar și pe Victor. Mă simt eliberată cu divorțul ăsta, consider că toată lumea o să-și vadă de treaba aici. De amintiri nu s-a putut elibera totuși, chiar dacă au fost doar 6 luni de măritiș. Ieri am trecut printr-o stare oarecum depresivă, pentru că a fost o experiență foarte tristă. Dar cum o sesiune de cumpărături prin mall face minuni și Bianca a luat-o azi la pas prin magazine. Avem sentiment unul față de celălalt, dar nu știm ce se va întâmpla. Ce știe cu siguranță e că vrea liniște acum. Ce-o fi mai departe? Viața este imprevizibilă. Bianca, dar Nu este doar lapte. Nu este doar lapte și miere. Victor, ești trist? Victor, cum a fost? Vă respect, respectați. Așadar, una peste alta, divorțul pare să fi fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Biancăi în ultima perioadă. Spune că se va concentra pe afaceri și pe propria persoană, mai degrabă decât pe o nouă relație.